Salutare tuturor, aici este Boba Spider și bine ați revenit la un nou video din Hades. Oameni buni, ultima oară când ne-am întâlnit, iar am ajuns foarte aproape să-l batem Hades, dar ei bine, lucrurile nu au mers chiar în favoarea noastră pentru că am obținut niște upgrade-uri destul de nasoale. Ei bine, data asta am luat Sulita, i-am dat un aspect nou și anume aspectul lui Achile, care ne crește damage-ul. Vedeți, avem așa post-rush, bonus damage 50%. Ne folosim de un atac destul de special și anume chestia asta, așa că îmi punem Sulita să-mi iară, să ne ducem iarăși la ea. O să încercăm să evadăm acum. Vedem cine este cu asta. O să vedem cât de departe ajunge. Sper că cu genul ăsta de armă să ajunge destul de departe. Hold attack, but if it's attack, repede no spin attack. Spin attack-ul nici nu prea îmi plăcea special. Oh, asta sună bine. Deals 50% damage. Să luăm asta. Nice. Hai că nu prea mă interesează să vine chestia cu hold, ca să dai atacuri mai rapide, că oricum eu spamez destul de tare atacul ăsta, deci nu e chiar asta o problemă. Ideea că noi ne luăm buff de fiecare dată când dăm Sulița așa. Așa, hai să vedem ce buff-uri luăm noi de acum. Artemis, am văzut tot, te vreau. Criticală mare vreau pe chestia asta. Asta e o armă de criticală, deci trebuie să luăm toate criticalele posibile. Și cred că am să păstrez spin attack-ul, nu știu niciodată când ai nevoie de așa ceva. Gen ca aici. Bun. Basic sau specială? Basic sau specială? Specială, bun. Da, eu zic că de acum ar trebui să se ascundă băieții. Că dacă prindem celălalt upgrade de săgeat, de Suliță, care ne dă mai multe, să atacă mai multe ținte deodată, eu zic că s-au spart băieții. Mamă, ce repede am terminat asta. A, ne-a mărit și puțin și HP-ul, pentru că am avut consumat din cheile alea și toate la oglindă. Hai să mai începem, poate luăm dash-ul. Poate prindem dash-ul de care avem nevoie pentru reflecturi. Atât. Nice! Trebuia să iau damage de undeva, nu? Că nu se putea dacă stăteam cu viața neatinsă, nu-i așa? Dă-mi tu ceva bun, taci acolo. Oaaaa! Hai, na, să luăm. Luăm acum, dar o să-l schimbăm. N-am bani să mă duc la Charon, așa că o să mergem aici. Da, ne avem bani să mergem la Charon, e cam mai iurea. Nice! Bun, așa. O să-mi cresc special dacă e, că basic-ul e deja crescut destul de tare. Mamă, dacă ce criticale prinde nebunia asta, să fiu sincer. Oh, da. Mama la criticale. Nice. Specială. Mai mult Atena. Ok, să avem parte de o chestie super dubioasă aici. Gata, l-am prins a meu aici asta. Easy. Cred că o să terminăm repede cu primul boss și toate alea. Deflect, when it deflect, it deals more damage. Bronze skin vreau. Vreau și defense pasiv, că poate o să scăpăm de deflectul de pe Atena și de aia zic. Ok, să mai luăm niște de-astea. Mi-ar plăcut să am poison, sincer, pe ăsta. Pentru că am niște pasive destul de faine, sau Ares, dacă prindem iarăși. Am luat pasivă de la oglindă, care ne crește damage împotriva ăstora pe care punem chestii nașpa. i-am simțit pe ăștia că au fost aici. Hai să luăm puncte de astea. Mamă, ce mi-au întrerupt mie atacurile, mă, acolo. Lol. Când i-am văzut pe ăștia? Oh, Zeus. Don't mind if I do. Bun, așa. Jesus, ce repede-i batem, îmi place chestia asta. Da, dăm ceva bun acolo, stai. Trebuie să ne da, te rog. Aud chaos, aud chaos. Chaos, da. Oh, și mă bate cu ciocanul și bormașină și toate alea, bă, băiatule. Ok. Hai să începem de aici. Taci acolo și dăm ceva bun. Sincer e bună și asta aici, nu zic nu. Ok, mai mulți inamici pentru de-astea, nu mă deranjează. Ok, avem deja mai mult HP, deci n-ar trebui să fie nevoie să ne mergem să mai luăm HP. Deci că vom întâlni mai mulți inamici de acum, așa că o să vedem ce iese. Oh, da. No, nu vreau să pun Thunder pe specială, deși n-ar fi rău. Adică criticală vreau mai mult pe basic decât pe specială. 50 bolt. Da, dar dacă ne creștem criticală o să fie nebunie. Hai să luăm caul, am nevoie. Era bună pasivă de fapt, hai să luăm pasivă, dar m-am grăbit. În fine, găsim noi chestii mai bune, găsim noi mai bune. Oh, Meg! You beat Electro, Zag. Could hear her screaming her head off about it all the way through Tartarus. I almost want to thank you. I almost want to say you're very welcome. Have you and she always been on bad terms like this? We have long-standing differences. Like my whip. We're never finished yet. Fost cam degeaba aia acolo. Mamă, da, cum să renunț la criticală, frate, ești nebun. Aoleu, hai că m-am dus și-o prost. Lol, nici nu mi-am dat seama că am bătut-o, ești nebun? Ioi. Efectiv nebunie. Încă aceasta? Mr. Memory era în cap. Nu știu ce am făcut acolo. Aia a fost ceva. Oh, Firar, am uitat viața asta. Ok, n-avem viața în plus, ești nebun. Oricum trebuie să farmăm chei și toate alea să deblocăm mai de viață în plus. Sau bine, de fapt să farmăm materii de-aia mov. De-aia cred că e bine că am luat upgrade-ul ăla. Că am luat chestia aia. Da, am luat-o, nu mai știu ce am luat. Cred că aia am luat-o care să fie ăla mai worth. Mamă, dar bat asta cu ciocanul de mă terorizează deja. Băgați-a ciocarul undeva. E stres. Ok, ce inamici avem noi astăzi? Oh, capul mare și prost. Bun. Mai e unul. Mamă, pe ăsta l-am rupt, în glumă. Bun, așa. Hai, dă viață, na. Aș fi putut mai degrabă să iau aia pentru nici mai mult damage. Trebuie să mai prioritizez uneori mai mult damage decât să-mi iau neapărat viață. Că de multe ori prioritizez partea asta mai safe. Am o dată, că deja mă terorizează asta cu tocanului și dacă te mai stau să te aștești pe tine, mă apucă criza. Mă, dar e prima oară când îmi face spam cu d-ăștia. Niciodată nu mi-a făcut spam cu d-ăștia. Dar măcar trece repede prin ei, care atâta. S-a terminat asta nebunia. Hai să luăm atunci de asta, dacă tot am luat de aia. Dacă zice că valorează de 100 de ori mai mult, e bine. Hai că pot să le întorc atacurile, i-am uitat. Întoarce-le atacurile, Bobby. Ok, chestia asta e faină. Chestia asta e faină. Ok, dă-mi mai mult Zeus. Ei, s-ar putea să-mi placă asta cu mai mult Zeus. În loc de Artemis, adică am deja Artemis unde îmi trebuie, știi? What? Pirat. Mamă, frate, cât de stres poate să fie. Ok, gata, acum pot să mă concentrez pe tine. Mare stres! Mare stres! Mereu, mereu. Ok. Dash era bun, dar e bun și ăsta. Ok, super. Mamă, vă strâng bani acolo, zici, pentru jocul următor, știi? Trebuie să consum din bani pe la fântâna aia de sus de acolo. Și le reflectez pe toate, frate, ești bun. Nice! Atunci am primit cine știe ce. Ok, mai multe de-astea acolo. De defiance-uri n-avem nevoie. Avem deja... some damage. Ne abradăm niște basic attack sau ceva. Basic sau specială, sincer, nu prea contează aici. Ok, cred că o să păstrez deflect-ul ăsta pe basic. Prea bun. Ca la țară. Ce mă, nu avem valul ăla? Marș de aici, că nu te cred. Ok, ăștia încă sunt în stres. Deci nu te cred ce mi-a dat-o. Mai mult damage, 95. Hai să și cumpărăm ceva, că deja parcă stăm prea pe ideea că ne descurcăm noi. Ok, attack speed. faster, cum să nu. Și de mâncare și boss fight, a? Super, dă boss fight. Hai să batem asta. Asta o să batem super repede data asta. Avem damage mai bun. Și Aresul ăla și fost mai bland dacă l-am fi prins. Ce să zic, mă? Bun, unul gata. Da, mor, mă, tu-s cerăria ta și mine. Atât? Ce întorc, frate, atacurile, ești nebun. Mă asigur că nu sumonează nicio nebunie de aia. O să folosesc calul la ultima întâlnire cu bossul. Gen după asta. Au firea, am crezut că dau mai mult damage. Putea să nu mai iau damage în plus de care nu am nevoie. Ok, Bob, mi-ai reflectat mai mult decât nimica. Ok, și acum... unde sunt capetele alea furisite? Scăpăm mai repede de astea. What? Ok, asta e o problemă mare. Asta e o problemă mare. Uleu! Ok, domnule mini bossulică, hai odată! Am casat câteva sănătoase de la Tuftean acolo. Vai, de mine și de mine. Ok. Fițare hidra de râs să-ți fie. Atât. Acum Elysium, acu-i treaba, dar... mi-e ciudă că am pierdut viețile aia. Dacă nu întâlnim iarăși pe Gagios să ne dea viețe înapoi, e teroare. Ah, și nici bani avem să ne melomele. Ok. Am nevoie de upgrade. Am nevoie de niște upgrade-uri bune. Dar foarte bune. Și nu știu exact ce upgrade-uri bune vreau. Sau foarte bune. Atena, hai. Ok, sper că Atena totuși nu-mi dă cine știe ce chestii nasoale. Aoleu. Sincer, combo-uri de la Atena nu m-ar deranja în momentul ăsta. Jó, úgy szájfalsz, kalul a legyököz. Așa. Dash, deflect, da, ok, hai că e bun. Am uite viață. Frate, așa tare mi-aș fi dorit acum ciocanul. What? Nu știu cum a lovit acolo, dar să zicem. Nice. Oh, dublu. Luăm pe Artemis prima oară, să vedem ce ne dă. Dacă dă criticală pe basic, parcă nu m-ar supăra. Ok, second fire. Ok, hai Zeus, nu te mai supăra că strece. Mă, bobiță! Cam multă electricitate, să fiu sincer, pe aici. Prea multă electricitate. Ok, n-a fost pe fază. Jesus! Ok. Ca damage a fost bine. Ca și upgrade-uri... cum zic, de ciocănescu parcă n-a fost așa grozav pe cât aș fi sperat. Oricum, mai bun, am încercat, a fost ok. Ne-am scurcat mult mai bine decât, sincer, chiar dacă cu scutul am ajuns mai departe, sincer, am zis că ne-am scurcat ceva mai bine cu ăsta. Dar o să ne mai crește noi HP-ul aici, așa, cu mai multe puncte încă să ne fie mai bine, dar îmi trebuie 500 darkness de asta încât să upgradăm câte următoarea chestie. Asta cred că o să fie următoarea chestie pe care avem noi să o luăm. Iar data viitoare o să încerc să procur următorul upgrade pentru sabie. Sabia o să fie destul de interesantă. Simt că cu sabia s-ar putea să ajunge destul de departe, pentru că are un combo destul de ușor și destul de practic. Nu am acum puncte necesare să o luăm. Ba, nu cred că o am deja, că Nemesis îmi trebuie. Nemesis e foarte mișto, că ne dă criticală după fiecare atac și o să iasă o chestie super tare. Oricum, ca asta ar tot mai bun, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!